Ce gust bun ai, domnule Pepene! Of, ce obosită sunt! Ce faci, frățioare? Bună! Mă joc de a... Ce e? De ce țipi la mine? Oh, nu! Ce față am! Arăt oribil! Oglinda mea! Arăți ca un monstru! Ia de aici! Uite ce-ai făcut! Nu vine să cred! Scuze, m-ai speriat! Trebuie să fug! Serios? Nu vine să cred că m-a lăsat pe mine să fac curat! Nu așa voiam să-mi petrec dimineața! Oh, ia stai așa! Asta e o plantă de aloe! Sigur îmi poate repara tenul! Ok, o să desfac o frunză de aloe! Și o să-i scot miezul gelatinos! Îl pun în blender! Și îl mărunțesc bine! Oh, ce lichefiat e! Și acum a devenit spumos! Gata, cred că e suficient! Acum o să-l torn într-un bol! O să adaug masca asta în bol! O să amestec bine totul și gata! Gata! Masca poate fi folosită! O să pun pe față! Oh, ce bine mă simt! Ar trebui să-și facă rapid efectul! Bără, m-am întors! Arăți tot ca un monstru! Vai de mine, ce exagerează! Și ce ciudat e! Dar hei, acum am pielea fină ca un bebeluș! Ia să-i pun lui pe față! Am fugit! Face părul așa de lucios! Adică, uite cum se mișcă! Uimitor, nu? Efectiv, uimitor! Perfect! Sunt gata să-mi încep ziua! Oh, părul lui Annie e superb! Aș vrea și eu un așa păr! Ok, a plecat! O să-i folosesc peria! Oh, nu a ieșit cum îmi imaginam! Of, e timpul să-mi scot elasticul ăsta! Nu-i corect! Vreau și eu să-mi stea așa părul! Stai, cred că am o idee! Clar o să meargă! Ok, întâi îmi voi separa partea de sus! Mă asigur că e prinsă! Ok, e gata, deci o dau la o parte! Acum îmi prind restul părului! Fix ca în secțiunea de sus a părului! Vreau să fie bine strâns! Ok, e gata! Acum pasul următor! Partea de sus o să acopere elasticul de la partea de jos! Adio, coadă ciudată și sepoasă! Arată ca o singură coadă! E timpul să folosim iar peria lui Annie pentru un luciu maxim! Wow, Ava! Părul tău arată fantastic! Merci, Annie! Frumos și lucios, fix ca al tău! Grozavă treabă, Ava! Știu că mi-a folosit peria fără să mă întrebe! Hai, încă două puncte! Câștigi, dragule? Ești aici? Alo! Te văd! De ce nu vorbește cu mine? Ce faci, Lily? Fie! O să-ți cer să fii atent atunci! Nu atinge părul! Tu și părul ăla! Elasticele mele de păr! E timpul să preiau controlul! Nici n-am pus pe pauză jocul! Nu pot mișca mâinile, Lily! Acum că am toată atenția ta, mă gândeam să-ți fac o coafiură nouă! Ia niște păr și răsucește-l strâns! Ar trebui să se onduleze natural așa! Apoi prinde-l! Acum treci la altă șuviță de păr! Prinde-o la fel! Acum dă un strat serios de fixativ acolo! După ce a stat un minut, începe să scoți elasticele! Ok, ultimul! Oh, arată grozav! Nu ești fericit că mai ai pe mine? Cum de i-ai dat atâta volum? Stai să-ți fac o poză pentru Instastic! E timpul pentru selfie-uri! Până și lumina e bună! Ce drăguțe sunt! Chiar focoasă! Să vedem! De ce arată fața mea așa? Niciun filtru nu poate remedia asta! Ah, o lentilă curată e o lentilă fericită! Umflă buzele și aruncă zâmbetul ăla de milioane! Ah, haide măi! Cum de le-am stricat și pe astea? Nu pot să postez așa ceva! Ah, neața!
Bună, Ava! Te super dacă facem un selfie? Dar abia m-am trezit! Achiu! Of, alergiile! Mersi! Ok, cum de tu arăți mai bine ca mine? Serios? Abia te-ai dat jos din pat! Nu-i corect! Oh. Cineva s-a trezit cu fața la ceașafă azi! Ce poveste trăznită, nu-i așa? Mi-am adus aminte de ceva! Da! Kevin vrea să merg la o petrecere! Trebuie să te duci! Aș fi vrut să mă invite și pe mine, Kevin, la o petrecere. Mi-ar plăcea să dansez în brațele lui. Pot să vin și eu? Nu așa. Oh, nu sunt machiată. Te ajut eu, Ava. Nu prea-mi lipsește nimic la capitolul machiaj. E timpul pentru o transformare. Da? Ok! Dar am și eu fardurile mele, vezi? Ta-da! Oh, uite-mi pensula! Drăguță, nu? Ce interesant! Mie îmi place să folosesc creioane acum. Conturarea cu ele îmi transformă fața, chiar dacă arată dubios la început. Fruntea e gata! Acum vine și nuanța mai deschisă. Partea asta e esențială. Seamănă cu niște vopsea pentru față, nu? Și acum avem în program partea de blending. Vezi? Am mers! Wow! Vreau să încerc! Sub pomeți, a? Ușurel cu chestia aia! Da, sub ochi! Ai o mână cam greoaie! Acum blenduiesc, nu? Da, vai! Cred că mai trebuie să-ți exersezi tehnica! Mi se pare că arăt fabulos! Mergem? Așa se pare! Hei, ce naiba? Unde ești? Scuze, scuze, acum sunt pe drum! Oh, nu! Ia uite ce de culori! Eu sunt îmbrăcat numai în alb! Sigur nu o să mă lase să intru! Oh, nu! Ups, e nasol de tot! Stai, tu ești acolo? Hei, mă vezi? Trebuie să fac ceva rapid! Mă pot ascunde undeva? Of, în Toblerone? E groaznic, dar e singura mea variantă! Bine, mă bag! Fix în Toblerone! Se pare că m-am înșelat! Iu, a fost cât pe ce! Aproape că mă văzuse! Bleah! E atât de scârbos aici! Au! Ce naiba? Cariera mea artistică e oficial încheiată! Ha? Ce-i aici? Nu se poate! Sclipici! Ok, am o farfurie și acum trebuie să pun niște sclipici pe ea. Roșul ăsta e așa frumos. Trebuie să fac o linie din el. Urmează niște sclipici auriu. Îl pun pe tot. A treia culoare e verde, ăsta uimitor. Și apoi toate celelalte. E timpul să-mi presez mâna pe tot sclipiciul ăsta. Ia uite, atât de sclipitor, atât de strălucitor. Bun, o să ies din Toblerone. Bleh! Și acum mâinile mele. Da, niște ochelari amuzante să completeze lucrul ăsta. E timpul să ajung la petrecere. Mai ales că am întârziat deja. Iubi, îmi pare rău că mi-a luat atât să ajung aici. Nu pot să cred că m-ai făcut să aștept atât aici. Da, dar uite-te la tricoul meu, eu l-am făcut. Stai, tu l-ai făcut? Nu se poate, e impresionant. Hei, suntem pregătiți să intrăm la petrecere. Stați să mă uit un pic la voi doi. Ok, sunteți în regulă. Ha, ce memă tare. Nu cred, vrea să ieșim în oraș. La naiba, e târziu! Ia să văd cum îmi stă părul! Stai! Ce naiba? Ce de puncte negre am! N-am cum să ies în oraș cu așa ceva pe nas! Hai odată, vreau păr curat! Am nevoie de ceva mai puternic! Nu! Stai așa! Ce crezi că faci cu ăsta? Mama, uite ce față am! Și am o întâlnire azi! Oh, ești disperat dacă ai impresia că ciocanul ăsta te poate ajuta cu ceva. Am un bol și un carton fiert. O să-l transform în piure. Apoi am nevoie de o frunză de aloe. O să storc cât mai mult gel direct peste piure. Acum o să-l amestec cu un băț de înghețată. Ce lipicios e! Gata, are consistența perfectă. Nu te mișca! O să-ți aplic pasta asta peste nas și apoi o să așteptăm câteva minute. Gata, ai scăpat de punctele negre. Hei, ești gata de întâlnire? De fapt, trebuie să ajung în altă parte. Dar care-i problema? Nu mai am puncte negre? Urăsc să fac curat! De ce trebuie să fie totul atât de prăfuit?
durează o veșnicie. Trebuie să fie o cale mai ușoară de a curăța podelele. Părul meu e peste tot. Blestemul de a avea părul lung. Nici măcar nu văd ce fac. Trebuie să-mi iau o menajeră sau un robot care face curat. Hei! Dă-mi-l înapoi! Nu mai mânca părul! Dă-i drumul! Ok, gata! Trebuie să fac ceva în privința asta. Foarfeca! Exact ce-mi trebuie! Tu ai cerut-o? Stai! Poate n-ar trebui să fac asta? Aș putea să folosesc elasticele astea de păr, în schimb. Pare o idee mai bună! O să separ două șuvițe din părul din față. Apoi o să le leg sub bărbie. Uite așa! Îmi trebuie alt elastic de păr. Acum trebuie să separ șuvița asta de păr și să o leg de alta. O să pun elasticul ăsta un pic mai jos ca primul. Arată bine! O să fac la fel pe partea cealaltă. Vreau să creez un fel de rețea. Acum știu cum aș arăta cu barbă. Ok, e aproape gata. O să-mi leg părul la bază. Trebuie să mă asigur că e prins bine. Mă bucur că am făcut asta în loc să mă tund. Dar mai trebuie să fac ceva. O să trec chestia asta peste cap. Wow! E perfectă coafiura! Părul meu nu o să mai stea în cale acum. Se pare că mă întorc la curățenie. Vorbește cu Adam. Mă duc. Salut, prieteni! Ai și retul desfăcut. Nici nu observasem, mersi! Stai! Toate lucrurile mele! Ce amuzant! Hai, frate, nu se poate! Sper că n-au văzut așa ceva. Sunt pentru o prietenă. Care-i faza? Ești rău! Te ajut eu, stai liniștită! Mersi! Am înțeles. Haide, m-am săturat de tipul ăsta. Stai, vorbeam și noi. Ce nasol. Nusrele. Nusrele deloc. Ar fi trebuit să port niște pantaloni elastici. Oh, da. E Ava. Annie, hei. Pantalonii mei. Mă bucur să te văd, dragă. Hei, vai de mine! Am atât de multe să-ți povestesc! Cu ce să încep? Sunt atât de balonată! Frate! Stai așa! Alo? Nu acum! În fine, oricum! Nu știu cât mai pot să stau aici! Poftim? Chiar acum? Îmi pare rău, trebuie să plec! Slavă Domnului! Iu! Mă gândeam eu că o să te găsesc aici. Și îi închidem la loc. Locul ăsta are o istorie grozavă. Povestește-mi tot. Frate, nu mă simt bine. Și da, trebuie să plec, ne mai vedem. Sunt singură? Da? Da. Testul ăsta e mai greu decât credeam. Și mai obositor. O petrecere de seară? Lily nu e pregătită de petrecere. Ce? Clar nu. Dar poate cu puțin ajutor. Bella? Ce se întâmplă? Unde sunt? E vremea transformării, Lily. Să începem cu fața ta. Ai băgat-o în grăsime de pizza? Nu te teme, știu ce-ai de făcut. Să ne apucăm! Niciodată nu subestima un contur bun. Și un pistrui sau doi. Ce zici de noul tău look? Aproape că uitasem de părul tău. Să vedem! Știu! Cocul ăsta neglijent trebuie să dispară. Mă gândesc la împletituri. Începe una chiar deasupra urechii. Și când ajungi cam aici, împinge părul în sus. Trage-l înapoi puțin și prinde-l cu o agrafă.
acum pe partea cealaltă. Perfecțiune! E o îmbunătățire sau ce? Să uităm de testul ăla! Cum ai făcut asta? Acum avem coafiuri la fel! Hai să mergem! Plictisită! Trebuie să mă machiez! Ador nuanța asta! Ah, știu! Hei! Bună! Deci, pot să iau biletul ăsta? Te rog, te rog frumos! Nu, e al meu! Părul lui Naomi ar putea să fie mai frumos! O să ajut eu! O să pulverizez pe perie niște colorant pentru păr! Culoarea asta o să-i stea bine! Trebuie să acopăr peria! Cred că ajunge! Nu o să bănuiască nimic! O să fie super! Ok, ce urmează? Ah, părul meu! Îl periez rapid și o să fiu gata! Părul meu frumos! E mov! Arată grozav! O să fac și partea cealaltă! Îmi place la nebunie! Mersi, Claire! Ah, da, nicio problemă! Am ceva pentru tine! Woohoo! O să-mi verific rapid telefonul! Ah, mă sună cineva! Oh, ce drăguț! Mă face să vreau să-mi îmbrățișez telefonul! Sigur, poți împrumuta ceva! Rochia ea neagră cu bretele, nu? Oh, și-a lăsat gentuța de machiaj acolo! Acum e șansa mea! Hopa, mai bine fug! Uite-l! O, Doamne, trebuie să fac ceva! Unde e? Aha, clar o să meargă! Ok, așa, par bune de pupat! Să-mi desfac și părul și să-l scutur nițel! Bleah! Mi s-a lipit de buze! Nu știu, poate că ăsta nu e suficient! S-o folosesc și pe asta? Da, așa cred! Doar un pic! E așa de ușoară! O aplic cu grijă pe buze! Gata, pot să o strâng! Asta e șansa mea! Oh, wow! Buzele tale! Da, ne vom pupa! Hei, terminați chiar acum! Mi-ai luat fardurile! Vino înapoi! Aoleu! Vai, fetele pot fi înfricoșătoare! E timpul să încerc clasica pedicură de acasă! Rezist aici, în timp ce îmi pregătesc degețelele! Oare mi-ar sta bine cu bucle? O singură cale de a afla, nu? N-am nimic de pierdut! O, Doamne! S-a blocat! Părul meu! E așa de încălcit! Ce-i în neregulă cu chestia asta? Serios? Fata asta nu știe ce face! Cred că aș putea încerca altă metodă! Îl ridic așa... Apoi îl prind într-un coc! E greu să-l țin aici! Gata! O, Doamne! Ah! Ce ai pe cap? Doar un cuib de păsări, atâta tot! Oare o să iasă vreodată? Poate-mi fac niște împletituri drăguțe! Cum arată? Nu fac doar un not, nu? Cum de se întâmplă asta? Hei! Nu pot să-mi fac și eu o pedicură stupidă aici? Ia-o pasta! Nu e
e vina mea! Dar cred că pot schimba situația. Ia niște păr și pune-l pe separatorul de degete. Îl poți folosi drept ghid pentru împletituri. E mult mai ușor decât să o faci singură. Începe din exterior spre interior. Apoi continuă. Și ia-o pe șuviță în jos. Încă una. Și acum legăm. Înfășoară de câteva ori cu grijă să fie prins bine. E super drăguț! Și doar de la chestia asta! Pa, pa! Nu te criza! Ah! Nu mai durează mult, apoi vei fi gata! Ah, e cam înfricoșător aici! Poate n-ar trebui să fac asta? Calmează-te! Totul va fi ok! Oare cât mai durează? Bun, ești gata! Ah, arată așa de cool! Ok! Clar pot să o fac! Fii curajoasă! Hei, ce cauți? Ah, o secundă! Pot să-mi faci asta pe mână? Ah, îmi pare rău! Nu! Nu? Dar de ce? Uite semnele! Trebuie să ai 21 de ani! Scuze, nu fac eu regulile! Oh, bine atunci! Cred că o să plec! Probabil că e o idee bună! Hei, cine urmează? Nu-i corect! Am fost așa de curajoasă să merg acolo! Și acum îmi și curge machiajul! Azi a fost cea mai groaznică zi! Nici măcar n-a fost drăguță cu mine! Ha, nu mi-amintesc să fi cumpărat asta! Stai! Cred că mă poate ajuta! Trebuie să fac un șablon! Ok, acum îl pun unde vreau, pe mână! Și acum lipiciul! O să-l întind cu pensula! Gata! Urmează sclipiciul! Trebuie să mă asigur că nu ratez nicio zonă! O să-l presez ca să fie neted! Uite așa! Și acum, marea dezvăluire! E așa de drăguță! Trebuie să suflu sclipiciul în exces! Wow! A ieșit minunat! Clar trebuie să-i fac niște poze! Sigur trebuie să pun pe Instagram! Oh, nu! Vine mama! Să scap de ea! Oh, nu se șterge! Ah, uită-te la tine! Fă-mi o favoare și strânge pe aici! Se face! Te iubesc, mamă! Era cât pe ce! Trebuie să termin tema asta până la prânz! Wow! Annie arată așa de bine! Wow, Annie! Părul tău e așa de creț! Mersi! Am vrut să încerc ceva nou! Oh, părul lui Annie e spectaculos! Annie, e un look perfect pentru tine! Termină! Acum doar flirtezi! Părul meu e doar plictisitor și drept, ca de obicei! Hei! Cred că pixul ăsta mă poate ajuta să schimb situația! O să-mi înfășor părul pe el și aștept puțin! Da-da! Ah, oh, se pare că n-a mers totuși! Acum sunt iar supărată! Ah, să ne întoarcem la învățat! Ok, încerc să iau niște notițe! La naiba! Nu merge pixul! O să suflu în el! O să se repare! Hei, poți să-mi împrumuți un pix? Ah, oh, scuze, doar pe ăsta l-am! Ava, poți să-mi împrumuți un pix? Ah, oh, pare așa tristă! Sunt supărată pe părul meu plictisitor! Asta-i tot? Te pot ajuta să obții bucle! Uite, întâi luăm o șuviță de păr! O să-ți înfășor părul pe două degete!
apoi o să scot vârful pe aici. Apoi o să trag șuvița până jos ca să fie strânsă. Oh, ce ușor pare! Abia aștept să văd buclele. Stai! Nu o desface încă. Trebuie să aștepți măcar un minut. Ok, o să număr secundele. Bun, acum desfă-o. Wow! Nu pot să cred ce creție. Acum pot să am tot părul creț. Ava, ce bine stă! Mersi, Annie! Nu aș fi reușit fără tine! Oricând, Ava! Acum să ne întoarcem la flirtat! Stai! Unde a dispărut? Ah, cred că glumești! Se înțelege! Nici n-ar fi avut părul ăla fără mine! Și ia plecare pe dreapta și ia plecare pe stânga! Of! Părul îmi tot vine în față! Atingeți podeaua! Iu! Mi s-a murdărit părul de pe podea! Ce scârbos! Trebuie să fac un duș! Rămân în urmă cu antrenamentul! Au! Ce naiba? Tipul ăla tocmai m-a călcat pe păr! Of! Ah! Se pare că Annie iar are probleme cu părul! Hei, Annie! Am o soluție pentru tine! Prinde-ți părul la spate așa! Ce drăguț! Dar nu știu cum să fac asta! Vrei să mă înveți? Te rog! Sigur! Întâi dă-ți părul pe spate! Apoi ia o mică șuviță așa și... Oare ce faci acolo? Și apoi îl răsucesc pe spate așa! Și încă o dată ca să fie strâns! Și gata! Acum îl netezez puțin, îl strâng nițel și ești pregătită! Oh, Doamne, mersi mult, Ava! Da! Nu mai intră părul în ochi! E pregătit pentru testul cel mare, așa cred, și ating podeaua doar cu mâinile, nu și cu părul! Wow, mersi, Ava! S-o facem! Antrenament grozav! Simte cum arde! De ce sunt antrenamentele atât de intense? Ok, fandări! Urăsc fandările! Nu te supăra! Îmi stai în cale? Vorbești serios? Wow, este o premieră! E vreo problemă? Nu, continuă! În fine! E amuzant! Uite ce păr ai! Îmi place la nebunie! Vorbești despre mine? Ce are părul meu? E cam răvășit! Ok, e super răvășit! Trebuie să-l prind! Ah! Am nevoie de șiretul ăla! E timpul să fiu vicleană! Eu trebuie să mă odihnesc! Și să beau ceva! Sunt ca un ninja! Nici nu se știe că sunt aici! Trebuie să fiu rapidă! Mult mai bine! Aproape l-am luat! Infracțiunea perfectă! O să-mi leg șiretul prin împletitură! Și o să fac la fel și cu cealaltă împletitură! E ca și cum ți-ai pune șireturile la Adidas! O să merg până în creștetul capului! Acum o să-mi las părul liber! Nu mai e răvășit! Și pot să-mi continui antrenamentul! Ok, o să mă reapuc! Wow, ce bine arată părul ei! Trebuie să continui! Arată mai bine ca părul meu! Chiar sunt impresionată! Vai! Ouch! Ok, m-a durut! Ai picat fix în nas! Ți-a plăcut?